Ne întâlnim cu o ocazie foarte frumoasă, ocazie care devine unică pentru cei primiți în Uniunea Scriitorilor. În primul rând, pentru noi primiți, deci fără să treacă prin statutul de stagiar care exista în vechiul statut, poziția de stagiar, și anume e vorba de domnul Mihai Stan de la Târgoviște și Iloriana Păunoiu de la Râmnicu Bâlcea. Domnul Mihai, sper să fie fericită încă o dată, v-am mai fericitat și înainte și să fie de bun augur pentru intrarea dumneavoastră decisă în cercul nostru strâmb de aici, de la Pitești, care cuprinde și zonele înconjurătoare. Mihai Stan, pentru cei care nu știu, este directorul unei edituri care deja este o editură de prestigiu, editura Biblioteca din Târgoviște și, în același timp, editorul și redactorul șef, mă rog, directorul din umbră, ajutat de Cristea, al revistei frumoase, într-adevăr, și dense în materiale litere. Și vreau să subliniez de la bun început că dânsul, chiar dacă este și un om cultivat, un bun comentator de literatură și pentru un editor, simțul estetic este absolut necesar, dovadă că a scos și cărți de publicistică și eseistică, chiar de cronici, de comentarii la literatură, a preferat să intre în ipostaza de prozator. Și amintesc doar romanele Clone din 2003, Paradis din 2004, Ieșirea din Paradis din 2007, apoi o ediție nouă în care vine două romane, oricum sunt, fac parte dintr-un întreg, Paradis și Ieșirea din Paradis în 2009, Exodul Clone 2 în 2011, iarăși o reunire Paradis Ieșirea din Paradis în 2012, Clone Invazie Exodul, iarăși în 2012, la care să mai adăugăm și Lecturi Empatice, nu? Critică de întâmpinare, cum spuneam, sau, ca să amintesc doar încă un volum, Confreria, Convorbiri și Confesiuni, o carte de interviuri scoasă tot la Târgoviște. A îndeplinit toate condițiile pentru primirea în Uniune, chiar dacă a fost un hop pe care l-am depășit împreună, pentru că despre cărțile domnii sale au scris printre alții Barbu Cioculescu, Liviu Grosoiu, Henri Zalis, Iordan Datcu, Mihai Cimpoi, Mircea Horia Simionescu, Dumnezeu să-l odinească, Tudor Crista și alții. Cam atât am vrut să spun despre domnul Mihai Stan și încă o dată îl primim cu drag printre scriitorii care fac parte din filiala Pitești. Cred că și pentru Târgoviște e benefică intrarea mea alături de dumneavoastră și cu modestia cuvenită și pentru asociația din Pitești. Drumul meu spre Uniunea Scriitorilor a fost întortocheat. Am publicat vreo 40 de cărți până acum, dar nu numărul contează, bineînțeles. Câteva dintre ele sunt de pedagogie. Eu sunt și am fost profesor 36 de ani, profesor de limba română. Revista Litere a împlinit 15 ani, împlinește 15. Are o deviză pe care eu am respectat-o cu mare strictețe, adică fără cenzură. Cine a scris, a scris ce a vrut. Se pare că de multe ori s-au atins anumite sensibilități, motiv pentru care domnule președinte, dosarul meu a stat așa vreo 10 ani pe la USB și vă mulțumesc din suflet că ați înțeles
probabil și faptul că aparținem aceleiași bresle, profesor, care trebuie să înțeleagă. Sunt bucuros și de pe acum mă gândesc la niște activități comune. Vă să refacem, domnule președinte, și în anul acesta simpozionul național Școala Prozatorilor Târgoviștene Receptare Critică. Anul trecut, cu modestia cuvenită, spun că a fost un succes, un adevărat succes, prin cei 10 participanți, prin comunicările științifice pe care le-au ținut. Anul ăsta ne îndreptăm spre Costache Olăreanu. Este greu cu politicienii noștri care ajung stăpânii orașului să te apropii de ei, să-i cultivi, să-i persoadezi încât să dea din banii aia și pentru cultură un picuț. La noi s-a făcut, de exemplu, un festival Dracula de vreo 7 miliarde de lei. A ținut o zi cu niște săbii de lemn, cu niște și eu, dacă nu depun în timp cererea la primărie, da, în unire este puterea. Simt că acum, alături de dumneavoastră și cu cei avem la Târgoviște, pentru că sunt încă mulți membri ai unui scriitori la acolo, vom reuși să facem, de fapt, ceea ce s-a numit și ziariștii de talia domnului știu, rezistența prin cultură, se pare că și astăzi e tot rezistența prin cultură. Aș putea să facilitez acum ca membru al asociației noastre, nu zic dumneavoastră noastre, legăturii cu Chișinău, intelectualii din Chișinău. Noi avem acolo de 20 de ani, anul acesta împlinește 20 de ani, o bibliotecă, se numește Târgoviște, legături cu Uniunea Scriitorilor, cu Academia de Știință și m-aș bucura dacă am putea împreună să mergem sau să și vină acești moldoveni simpatici, patrioți, care iacăt au reușit totuși, vă închipuiți ce presiune a fost asupra lor la alegeri acum, să-și aleagă totuși să meargă pe drumul spre Europa. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați avut-o în mine și am să caut cu tot ce pot ca editor, am și editură, unde membrii Societății Scriitorilor Târgovișteni vin cu plăcere pentru că au prețuri preferențiale. Am făcut o carte de teatru bilingvă româno-maghiară pentru Teatrul Andrei Mureșan din Sfântul Gheorghe și teatrologii de acolo au zis, acum am făcut un pic de reclamă, extraordinar și cât ne-a luat nouă la Humanitas dublu și au ieșit niște cărți mai urâte. Așa că mă ofer de pe acum să ne ajutăm. Domnule președinte, orice răspund prezent. Liți, o să-ți mănăstie legitimația. Te rog să spui câteva cuvinte despre ea. Și o să-i dăruiesc. Când o să poate, am spus, când o să fie vreme mai frumoasă, o să ne întâlnim. El intenționează să-și dorește să vină să o lansare aici și să-și cunoască colegii de Brașov, pentru că băiatul care se ocupă de el, care e plătit să-l sprijine, poate să-l aducă cu mașina. Ar fi venit și acum dacă știa de el. Dar e mai bine, a avut dreptate Nicolae. Cum l-am cunoscut eu? Eu sunt vâlceancă. M-am dus acolo să fac niște lucruri de apă canal la casa părintească, la casa cu greieri și am primit un telefon de la el, îi dăduse telefonul nepot al meu din satul, el e din satul vecin și a zis că vine să mă viziteze. L-am așteptat și surpriza a fost că a venit o mașină și pe brațe l-a adus băiatul cu mașină, l-a adus pe brațe și l-a așezat pe fotoliu. Atât poate să facă, să miște degetele, să dea foile de la carte și în rest nimic. Totul trebuie să fie pe seama ajutorului lui care este plătit. Și m-a surprins, mi-a adus cărțile, le-am citit, foarte sensibile și cărți trăite, sigur, la nivelul lui, pentru că el n-a putut să-și realizeze niște studii, și, dar citind a reușit să-și facă o cultură poetică, o cultură literară,
Și mai ales s-a agățat cu strășnicie de poalele lui Dumnezeu. A scris poezii religioase foarte frumoase, foarte puternice, legate de spiritul acesta al nostru creștin. Și lucrurile acestea l-au încurajat. Ce m-a încurajat pe mine să pornesc și să-l ajut a fost recomandarea pe care i-a făcut-o înalt preasfințitul Bartolomeu Anania, fiei Amintirea Frumoasă. A scris o recomandare pentru el prin 92, pentru că atunci a încercat... Cerea o recomandare pe vremea. Da, a încercat să-și facă dosarul pentru Uniune și acolo, într-un rând, i-a avertizat pe confrați să fie înțelegători și îngăduitori cu un astfel de personaj, cu un astfel de scriitor. Și lucrul acesta mi-a dat putere. M-am dus și am vorbit, de fapt am vorbit eu și cu... N-am avut la început, că eu îl mai fusese aici și făcuse o greșeală. Nu greșeala lui a fost. I-a dat dosarul Alex Ștefănescu și l-a dus la Asociația București, unde s-a rătăcit. Mi l-au dat mie, mai târziu mi-au dat cărțile. Da, lucruri pe care nu știau colegii noștri de aici. Și vâlcenii nu l-au sprijinit, nu l-a sprijinit nimeni. Și atunci m-am dus la domnul Nicolae Manolescu și am zis de care e treaba, ăsta e Vâlcean. Uite, astea sunt cărțile și asta să le citească, dar s-a uitat așa peste ele, a văzut cum stau lucrurile, știa despre, aflând despre situația lui în care se zbate, a zis să-i faceți dosarul. Cu dosarul și am sprijinit până la capăt și a intrat. Vă spun un lucru. Este un scriitor care nu se ridică la înălțimea multor scriitori cu sensibilitate și cu valoare. Am aici ultima lui carte, Apologia... Nu, Agapologia, Logodna iubirii cu libertatea, eseuri. Eseuri creștine. Foarte frumos scrie. Este foarte întemeiat. Și vă spun... O să vină să facă o lansare, nu voi spune, nu vă voi ține să vă povestesc foarte multe lucruri despre el. A rămas orfan, adică nu mai are nici mamă, nu mai are nici tată, mama a murit tânără, tatăl lui a murit acum 2 sau 3 ani și singurul lucru pe care îl are în existența aceasta este poezia. Trăiește prin poezie. A scris o carte religioasă pe care înalt preasfințitul Varsanufie o reeditează acum la Arhiepiscopia Vâlcii. Este activ și îi place să spună că e activ. De aceea o să vedeți că va veni. A fost la Câmpul Lung și a lansat. A fost la Curtea de Argeș, la Ghiță. Se duce. Noi vâlcenilor acolo, la Vâlcea, a avut o emisiune, probabil că de aici i s-a tras și îndrăgirea vâlcenilor împotriva lui, o emisiune pe care a coordonat-o el. La o televiziune. I-au dat ca să-i dea, i-au făcut un spațiu ca să-i dea și lui niște bani. Și probabil că de aici a fost îndârjirea aceasta a vâlcenilor și faptul că și noi am gândit ce-o domne vâlcenii cu el de nu-l ajută. Am gândit că nu e talentat, că n-are har. Nu. Probleme tot de materialitate și de lucruri din acestea ale vieții. O să-l vedeți. Este un spirit curat, un copil frumos la 45-46 de ani cât are și s-a bucurat foarte mult și mi-a transmis să vă mulțumesc din inimă că l-ați găzduit aici, pentru că inițial voiam să vorbisem cu Horia Gârbea, care l-a și publicat în Luceafărul de dimineață, și Dan Cristea, să-l ducem la București. Dar pentru el era foarte greu drumul până la București. Aici vine mai ușor, îi mai plătesc eu cotizația, dar poate să vină. Și atunci am stabilit cu Nicolae să-l primească și el a fost de acord și s-a și ocupat pe urmă de dosarul lui în continuare, l-a adus la Uniune și l-a prezentat. Așa a intrat Ilarion în rândul membrilor filialei Ilarion, asta vreau să vă spun. Ilarion i-au pus numele de botez, dar când i-au trecut la primărie, i-au greșit și au scris Ilorian.
Paradoxal, lui i-a plăcut mai mult Ilorian și n-a mai făcut demersuri să schimbe. El a crescut mare, i-a plăcut mai mult Ilorian și a rămas în felul acesta. Poți să-l cunoașteți. Am avut ultima întâlnire cu el, a fost la Râmnicu Vâlcea, la o asociație a Arhiepiscopiei, unde a venit și a citit un eseu din această carte și s-a bucurat de aprecierea celor din jur. Chiar așa e formula pe care am păstrat-o din adresa Uniunii, stagiar devenit titular. Deci au devenit în timp, nu peste noapte. Și atunci am păstrat exact situația cum mi s-a cerut cu anii în care au devenit stagiar. Cum vedeți, e vorba de Liliana Rus, 2010, aici de față, Alora Alburescu, 2011, Valentin Predescu, mai departe, tot 2011, Aurel Udeanu, care a fost data trecută la premiere, e bolnav, nu mai poate veni, Ioan Vișta, de la Târgoviște, 2011, care are un deces în familie și nu poate veni, Gabriel Cazan, aici de față, 2012, și iarăși Cristian Meleșteu, o să-i luăm pe rând apoi, tot din 2012, care nu poate veni din motivele lui de bucureștean ministeriabil. Oricum, vreau să subliniez că în lista inițială nu erau decât 5 dintre cei 7 și dintre cei 5 luând la bani mărunți dosarele, dar nu o să spun niciun nume, doar 3 dosare îndeplineau exact condițiile foarte care le cere noua comisie, care e foarte excesiv de să spunem așa, de dură în ultimul timp, din diverse motive. Așa că cel puțin 2 din poeziile pe această listă o să rămână probabil dator și în posteritate. Aș vrea să mai spun că și pentru cei care își vor face dosarele de acum încolo, știți foarte bine că condițiile sunt punctuale. Deci nu se mai poate, eu știu, printr-o intervenție conjuncturală să treci de Comisia Națională, pentru că, în primul rând, se cer, și inclusiv la titular, s-a cerut o carte nouă în intervalul de când au devenit. Apoi, vreau să fac o paranteză, că poate uit să spun, mai sunt totuși stagiari, nu numai de la noi, care au rămas în funcție de stagiar, li s-a mai dat termen de un an pentru a-și reface imaginea și a intra ca titular în Uniunea Scriitorilor. Așadar, o carte nouă, dar această carte nouă nu este punctată, ca să zic așa, în punctajul comisiei de validare, dacă nu e însoțită de cel puțin 2 cronici și 2 cronici semnate de critici de valoare națională, cum spunea, statul de valoare recunoscută pe plan național, și publicate aceste cronici în reviste, de preferință reviste ale Uniunii Scriitorilor sau reviste care apar sub egida Uniunii Scriitorilor, cum este de pildă cazul revistei Azi, sau reviste agreate, pentru că s-a alergit puțin, există o listă care a rămas secretă până la urmă, dar ca orice secret al lui Polichinele s-a dezvolit la un moment dat. Reviste care au fost puse pe această listă preferențială. Așadar, condițiile sunt aspre și vreau să spun că e din ce în ce mai greu ca să treci din statutul de scriitor amator în cel de scriitor profesionist. Că, la urmă, urmei, scriitori suntem toți și noi, membrii Uniunii și cei care nu fac parte din Uniune, dar trebuie să depășească treapta amatorismului și numai prin ecourile cărților lor. Asta e foarte important de reținut. Îi felicit și pe membrii noi primiți în Uniunea Scriitorilor și pe stagiarii deveniți titulari.
cred că mai greu a fost pentru scriitorii cu statutul de membri noi, domnul Mihai Stan și Ilorian Păunoiu. A fost mai greu, date fiind exigențele sporite ale Comisiei de Validare. În privința celorlalți scriitori, a foștilor stagiari, era cât pe aceea să-i felicit pentru saltul de la condiția de stagiar la cea de titular, dar văzând cum scrie aici și e bine că scrie așa, deveniți titulari, am înțeles că e totuși vorba de un proces oarecum mai îndelungat, nu chiar de o metamorfoză, dar un proces care presupune cel puțin, care a presupus cel puțin două lucruri. Publicarea unei cărți noi în intervalul de timp prevăzut și depunerea la dosara mai mult a cel puțin două sau trei cronici, așa, semnate de critici literari, așa, care au autoritate, care sunt pe lista conducerii Uniunii Scriitorilor în ceea ce privește nu, lista criticilor n-am des nimeni să o facă, lista revistelor a fost aproximat. Dar cred că, nu, cred că și a criticilor despre asta. Se chiar, că nu e, da, chiar că dacă nu e o listă așa oficială. Așa, da, deci, da, deci e vorba de nume care au critici literari, care au, care au autoritate. De pildă, eu acum ce să zic, una e să fie o cronică semnată, să zicem, de Nicolae Oprea și totuși alta de Lucian Gruia. Eu aș dau un exemplu, da, mai concret. Una este să scrie despre cartea Liliane Ierus, Alcistele Can, și alta este să scrie, eu știu, de cine, o revistă provincială. Așa. Acum, moment este, desigur, un moment fericit și începe o nouă etapă în activitatea noastră scriitoricească, o etapă în care, nu știu cum să zic, concurența va fi cu dumneavoastră înșivă. Așa, pentru a confirma titulatura pe care o aveți. Luând-o în ordinea în care sunt pe acest afiș, aș aminti câteva rânduri, câteva cuvinte despre poezia Lilianei Rus, o poezie de factură confesivă, de o foarte puternică intensitate lirică, alora Albulescu. A zice că este o poetă a stărilor de exaltare, o poezie cu o scritură sprintenă și surprinzătoare. Valentin Bredescu, un poet de, a zice eu, a revoltei de factură socială. În scritura lui, tipul acesta de respectivul tip de revoltă parcă depășește revolta de tip existențial. În cazul lui Aurel Udeanu, un poet de factură erotică, matur, care cred că trebuia primit de la prima încercare, nu mai era nevoie de amânarea respectivă, un poet care are curajul de a scrie altfel despre femeie, despre iubire. Ioan Viștea, un poet de la Târgoviște, un poet al îndrăznelilor, de factură metaforică, este original, domnul Gabriel Cazan, scriitor de proză science fiction mai mult, deși scritura ca atare
depășește limitele, să zic așa, ale, ale genului, în sensul că multe pagini din ele, din cărțile sale, aparțin întru totul prozei beletristice, ceea ce este un lucru deosebit. Cristian Meleșteu, care a avut un debut mai așa, mai frământat, cu ezitări. Inclusiv între specii, între poezii. Da, da, cu ezitări, căutări, până când a ajuns, s-a decis și a ajuns să, să scrie o proză de foarte bună calitate și este și receptat între scriitorii tineri până la 40 de ani, drept unul dintre cei mai promițători și unul care a și scris cel puțin două cărți, care s-a bucurat de succes la critica literară. Inclusiv pe mine. Da. În, și chiar și domnul Nicolae Oprea, dumnealui scrie mai cu întârziere despre cărți. Așa, de data aceasta a fost prompt în cazul lui, care, cum se numea cartea? Nu știu, pentru că memoria te înșală, n-am scris niciodată despre Cristian Meleșteu, doar l-am prezentat. S-o l-ai prezentat, da. Mă rog, o să zic, da. Nu, dar vreau să spun că a luat între timp chiar premiu, un premiu, de exemplu, prestigios, Vasile Băiculescu de la, de la Buzău sau altul, la Târgu Jiu, după cât te știi. Mm-hmm. Da. La Timișoara, parcă. Da. Sunt onorată că mă aflu aici alături de dumneavoastră, acum și în calitate de membru titular al Uniunii Scriitorilor, așa cum onorată am fost în urmă cu 10-11 ani, când m-am alăturat comunității scriitorilor din Pitești, pe care nu o cunoșteam. Și dacă mă gândesc bine, doamna Elisaveta Novac, aici de față, pe care nu cred că întâmplător am cunoscut-o în urmă cu vreo 14 ani, mi-a deschis porțile către această comunitate, invitându-mă la o lansare de carte. Atunci am cunoscut, v-am cunoscut pe o parte dintre dumneavoastră și mi-aduc aminte că gândul meu ascuns atunci era ce lume frumoasă și cât de bine m-aș simți alături de dumneavoastră. Viața așa a făcut să se întâmple, să mă mut în orașul Pitești, să vă regăsesc, să, mă, să vin la cenaturile literare, cluburile literare și celelalte evenimente culturale care erau în Pitești și așa încet, încet m-ați inspirat, m-ați ajutat, m-ați susținut, m-ați premiat și dacă mă gândesc bine, cred că 2-3 din sală sunt cei care n-au pus o mică piatră acolo la soclul meu. Cred că aproape toți de aici din sală au avut partea lor de, de susținere pentru mine. Mulțumesc tuturor și sper să confirm de aici înainte, să pot să scriu, să fiu la fel de inspirată și să ne vedem împreună cu cărțile mele, viitoarele mele cărți. Eu am să fiu mai puțin festivistă, că îmi place să vorbesc despre mine. O să vorbesc despre dumneavoastră, pentru că fiecare aveți o contribuție. Și pornind de la doamna Elisaveta Novac, de când eram copil și frecventam cenaclul Rebreanu, am avut ce învățat de la dumneavoastră și de la toți cei care erau acolo. Și în cenacul Ebreanu m-am format, acolo m-am și căsătorit, apoi am și divorțat, copiii mei au devenit și ei membri acolo și eu am rămas în prezent președintă. Și cu ajutorul multora dintre dumneavoastră am putut să mă formez și fiecare a pus umărul la ridicarea mea, la evoluția mea intelectuală. La exact. Începând cu domnul Dogaman, cu eu așa la rând, care a scris despre mine, a avut încredere să-și pună semnătura.
Mircea Bârsilă, despre l-am mai multe de spus, domnul Oprea, care a pus umărul puternic, foarte puternic, sunt sigură că a pus umărul foarte puternic. Umărul ăla care îndurea, l-a vrut un umăr. Sau poate chiar tot spatele, toată coloana, dar știu că m-a susținut foarte mult. Și Magda este cea care mi-a deschis ochii și a zis cum până la ora asta nu ți-a dat prin cap să intri în USR? Nu mi-a dat prin cap. În facultate, fulgurant, am circulat pe la Cenacul Cohmălnicianu, pe ultima sută prin vremul alea, pe la Cenacul de Luni, pe la Cenacul de Critică Literară lui Eugen Simion. În fine, pe la toate manifestările care au pe vremea aia, am circulat cu niște poeme și cu viața studențească, dar eu m-am simțit așa de legată de Fundația Rebreanu, încât nici nu am... Și mi-a dat până cap să merg mai departe, până când Magda m-a făcut să devin 2011-istă între stagiari. Și am pus dosarul cu foarte multe reticențe și cu emoții, chiar vă spun, pentru că eram așa la prima abatere de genul ăsta. Să-l amintiți pe Radu Aldulescu, prefațatorul tău. Radu Aldulescu și Horia Gârbea, cel care mi-a scris vreo câteva rânduri și în Luceafărul. Repet, și domnul Doman, și domnul Bârsilă, și Magda sunt cei care au scris despre mine și mă simt foarte onorată de semnătura fiecăruia dintre ei. Am spus că las la sfârșit pe Mircea Bârsilă pentru că el este Nu ne spuneți tot. Vă spun un detaliu foarte picant. El este părintele fiicei mele, dar părintele spiritual. Părintele spiritual, pentru că atunci când a fost într-un moment de mare cumpănă, mi-a trasat foarte clar direcția spre mediul universitar unde fiica mea s-a remarcat cu brio. Nu vorbesc de ea, vorbesc despre Mircea Bârsilă, că mi-a luminat puțin așa aceste cărări umbroase ale vieții, atât literare cât și, așa de om care pe pământul ăsta are menirea de a-și îndruma copilul spre o direcție corectă. Și eu eram foarte debusolată și el m-a scos din încurcătură. Că Vili a fost tot timpul cel cu care mai discutam pe ce să mai punem la dosar și cum să mai facem ca să iasă bine, că Gabi mi-a făcut bucuria să mă invite la toate lansările lui și să-mi pun în brațe cărțile lui, că și Carmen, mediatizându-mă, mi-a făcut un real serviciu, și Lili încurajându-mă, și Vodă încurajându-mă, și toți din toate părțile ajutându-mă. Eu cred că sunt un produs al ajutoarelor pe care mi le-ați dat dumneavoastră, datoare vândută, și încă o dată îmi dau seama că suntem singuri sub soare, dar de fapt nu suntem, că suntem ființe sociale și avem nevoie unii de ceilalți, astfel încât nu pot decât să vă mulțumesc tuturor și dacă soarta-mi va surâde, să apar cu altă mănăstire, cu mult mai frumoasă și mai luminoasă recte un volum. Regret un lucru. Regret că nu pot fi atât de bucuros pe cât ar fi trebuit să fiu. Un sentiment al împlinirii, pot să spun așa, pentru că s-a terminat un lung șir de umilințe. Nu e mult de spus și poate mulți de aici știu în ce au constat. Da. Dar faptul că până acum trebuia să fi intrat în multe alte ocazii mă face să nu simt atât de mult bucuria acestei primiri. Pentru că e o întârziere și vreau să notez faptul de a întârzia în scris
Se datorează și acestor pași care trebuie să făcuți în interiorul Breslei. O să-l parafrazez pe domnul președinte Nicolae Oprea cu întârzierea aceasta. Mă voi fi obligat să scriu și eu acum un volum, probabil un poet întârziat. Va trebui. Întârzierea și faptul că s-a întârziat atât... Te-a blocat la scris, nu s-a pe ideea asta? Pe, a blocat la scris, bineînțeles. S-a blocat și la scris și la multe alte și din istoria care de 40 de ani care se știe, sunt mult mai multe cauze. Ai spus tu că am o revoltă socială și nu existențială. Nu știu dacă e o revoltă neapărat nesocială. Am mai remarcat-o și alții într-o revistă, nu critic neapărat așa de valoare. Așa spune, din această luptă, cea mai grea din toate cele purtate de om, întărit este numai poetul. Devenit chiar dacă postum capabil să salveze cu soare de foc întreaga umanitate și îmi dă aici câteva versuri. Problema cronicilor care văd că anul ăsta a luat atitudine și Horia Gârbea, care astea ne sunt pe capul nostru așa un fel de sabie. Aș face o propunere să Uniunea să înființeze o secție de critică de serviciu, care toate cărțile apărute în literatura română, fie din așa, să treacă printr-o critică de serviciu în care să le pună note, pentru că eu nu concep ca să mă duc să mă rog de un critic de valoare să zic, fă o cronică. Cel mult îi dau cartea, le dau cărțile, așa, dacă scriu bine, dacă nu scriu, nu scriu. Faptul că vor să scrie sau nu vor să scrie, asta e o altă problemă și e subiectivă această cerință a Uniunii de a avea cronici de la criticii de recunoaștere națională. Mulțumesc mult de tot că m-ați încurajat, mulțumesc la fel pe Acalora, încep și eu, mulțumesc că ai scris despre mine și în scrile tale am văzut că pot să continui. Mulțumesc, Nicu, că m-ai susținut, sunt sigur că ai făcut niște eforturi și mulțumesc mult, domnul Mircea Bărsilă, că ați fost, dacă vă amintiți, a scris un articolaș despre mine în Argeșiu, despre o carte de-a mea și fără să vă rog, eu dumneavoastră mi-ați propus și atunci chiar am rămas uimit și onorat în același timp că ați fost, într-adevăr, acolo am găsit că e bine ce fac și că ar trebui să continui. Și mulțumesc, Alora, că ai fost la toate lansările mele și sigur voi fi în continuare așa. Ceea ce a spus despre mine domnul Bărsilă este mă încântă și în același timp îmi dau seama că aveți dreptate. Ultima mea carte care se numește Ikiru, Ikiru în limba japoneză înseamnă a trăi. Mă rog, este vorba despre un japonez care ajunge fără să vrea în Barcelona și acolo se întâmplă o grămadă de chestii. Nu are niciun fel de tentă SF-ul și fără să vrea un întâmpinat am făcut ceea ce mi-a spus dumneavoastră că scriu în cărțile mele. Probabil că voi lansa în ianuarie sau în februarie la anul, acum este la Târgoviște, la editura Singur, se va tipări.